Bună dimineața, bine v-am regăsit la știri, este ora 9. Un microbus școlar cu 20 de copii s-a răsturnat în această dimineață în Șanț, în localitatea Hunedoreană Bârcea. Primele informații arată că 11 copii au fost răniți și au fost duși la spital. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Potrivit polițiștilor, șoferul microbuzului s-ar fi răsturnat cu mașina pe marginea șoselei din cauza carosabilului ud. Și aflăm mai multe detalii de la Anemona Doda, purtător de cuvânt, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Hunedoara. Bună dimineața! Ce s-a întâmplat mai exact și cum ați intervenit? Bună dimineața! Astăzi, în jurul orei 8, un apel la 112 a anunțat un accident rutier produs pe DN-687 în localitatea Bârcea Mare, în care a fost implicat un microbuz școlar ce transporta 17 copii de la Hunedoara la o școală din Seva. În cel mai scurt timp s-au alertat și au pornit spre locul indicat 3 ambulanțe SMURD, 2 ambulanțe ale serviciului de ambulanță județean, o autospecială de transport victime multiple, o descarcerare grea și 2 autospeciale mixte de intervenție de la detașamentele Deva și Hunedoara. Totodată, inspectorul șef al ISU Hunedoara a declanșat și planul roșu de intervenție. Menționăm, este vorba despre o operațiune în desfășurare până la încheierea intervenției, existând posibilitatea să apară informații noi. Până acum au fost preluați 11 copii cu vârste cuprinse între 11 și 19 ani, care au fost transportați la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor din Deva și Hunedoara. Majoritatea prezentau traumatisme ale membrelor sau escoriații, dar, din fericire, erau conștienți și cooperanți. Niciun copil nu a fost extras din microbuz de echipajul de descarcerare. Mulțumesc mult pentru toate aceste informații, așadar accident în această dimineață, un microbuz plin cu școlari s-a răsturnat în Șanț. Din informațiile pe care le avem până acest moment, 11 copii răniți au fost transportați la spitalele din zonă, însă aceștia se pare că se află în afara oricărui pericol, unii au suferit răni la nivelul membrelor și de asemenea alte plăci.